Pues lágrimas, Vic. Străzi pline de bicicliști. Sute de oameni au protestat astfel față de anunțul de eliminare a pistelor de biciclete făcut de noua administrație locală, formată din conservatorii de la Partidul Popular și extrema dreaptă Vox din orașul spaniol Elche. Protestul față de controversata decizie a autorităților locale nu a avut însă niciun efect. Două luni mai târziu, una dintre pistele de ciclism a fost eliminată de noul consiliu local. Euronews a reușit zilele trecute să adune mărturii. He tenido algún accidente yendo en bicicleta y aseguro que en el momento que quiten los carriles bici no la voy a volver a coger, porque me da miedo. Partidul Popular susține că nu este împotriva pistelor de biciclete, dar unele dintre ele sunt greșit amplasate, ceea ce le face să fie periculoase și să interfereze cu traficul rutier. Poziția este împărtășită și de Asociația Comercianților. Si los carriles bici nos quitan aparcamiento, nos quitan carriles de circulación, pues es un problema. El carril bici es necesario porque la ciudad lo demanda, pero bien ubicado hay que buscar el recorrido idóneo. Dar securitatea și amplasarea pistei nu sunt singurele motive de neînțelegeri între bicicliști și șoferi. Pistele de biciclete din Elche au fost finanțate ca parte a unui proiect mai amplu al Uniunii Europene de dezvoltare a zonelor cu emisii reduse în orașe. Potrivit lui Esther Diaz, fost consilier pentru mobilitate, orașul ar putea fi nevoit acum să ramburseze fondurile. El s-a recibido cerca de 15 millones de euros de fondos europeos que se ven en peligro si no se desarrolla la zona de bajas emisiones, porque esos fondos están condicionados a desplegar toda esa zona que garantice la calidad del aire en la ciudad. Deși noua administrație locală a refuzat să comenteze pe acest subiect, a anunțat că se vor face 1500 de noi locuri subterane de parcare în centrul orașului. Decizii similare au fost luate și în alte capitale regionale din Spania, în care Partidul Popular a preluat guvernarea.